Trabajo de mayores. What I did to achieve you gave me air that I had to. I'm untrue, it's not pretty, the truth hurts. And you stayed on the ground while I was high. Yes, you. Bună, dragilor! Bine ați venit sau revenit pe canalul nostru. Zic nostru pentru că mereu includ pe Anastasia în canal, în vloguri, adică este ca și cum este și al ei. În fine, revenim. Aș fi vrut să vin cu un alt vlog la voi astăzi, cu un vlog de curățenie, cleaning vlog, dar nu apuc pentru că am avut niște treabă de dimineață. Am fost și la câteva cumpărături pe care nu știu dacă o să vi le arăt sau nu. Poate vă plictisesc cumpărăturile, cu toate că mi-e place foarte mult să mă uit la cumpărături, la vloguri cu și despre cumpărături. Voi vedea. Așa, și deja s-a făcut vreo 11 până mă pun să fac mâncărica pentru că vreau să-i fac Anastasie linte. V-am zis ieri că când a ieșit la rudeniță mi-a cerut linte și eu îi făcusem pește. Dar mă rog, o să-i fac astăzi pe plac. Este o mâncare foarte sănătoasă, sățioasă și îi place foarte mult, așa că o să profit de chestia asta. Și mai bine că o să am și pe două zile, deci este perfect. Și vreau să gătesc și niște piept de pui ceva la grill cu legume. Mă rog, știți voi, cu deficitul caloric. Așa, în weekendul ăsta am sărit un pic peste, dar trebuie să revenim. Și ce să ca un mic update astăzi la grădiniță. O să vă las aici un video cu Anastasia. Deci am dus la grădiniță foarte bine. Prostia mea este că am rămas un pic la geam și am început să ne jucăm una cu alta. Vedeți, cu pici, cu nu știu ce, cu una alta. Și apoi când să plec, efectiv, a început să plângă de numa. Nu am mai vrut să plec, a ieșit după mine la ușă. Într-un final a ieșit educatoarea, a luat-o în brațe și a plecat cu ea și vă dați seama că am plecat și eu pentru că nu aveam ce să fac, venea și mie se plâng. Dar știu că greșeala mea a fost să rămân și să mă joc așa un pic cu ea. Chiar nu mai așteptam să plâng, adică cred că ați văzut și voi, era așa de bine, nu părea că ar începe să plângă. Dar oricum, este ok. Și tot așa cu burtica, uite, de exemplu, noaptea asta nu prea a petrecut-o așa de bine. Dar s-a trezit ok, s-a trezit bine. La fel am dus-o la grădiniță, am zis la profesoara că în caz de ceva să mă sune că sunt acasă. Și de moment nimic, așa că totul ok. Am fost la cumpărături și am făcut câteva și pentru curățenie. M-am zis că vreau să fac un vlog de curățenie. Poate o să-l încep și o să-l fac așa între azi și mâine. Voi vedea, oricum puteam să termin doar într-o zi, doar în câteva ore dimineața, pentru că până ce vin de la grădiniță, până strâng un pic, până fac mâncare, până nu știu ce, deja trebuie să plec după ea. Și aș fi continuat așa în două zile. Dar poate o să fac un pic, acum o să mă ocup de mâncare, poate să mă apuc de băi, pentru că asta îmi place să fac fără Anastasia, pentru că folosesc produse, mă rog, mai puternice și nu, ea dacă vine după mine nu-mi place. Și o să lăsăm restul pe după amiază și mâine. Vom vedea cum o să fac în același timp daily. O vom vedea. Și tot așa vine astăzi cu vlogul ăsta în fața voastră. Nu este nimic special, dar nu vreau să vă las fără un vlog, mă rog, între azi și mâine. Vreau să fiu cât mai constantă pentru că știți că îmi place asta și îmi doresc foarte mult să fiu aici pentru voi. Așa că sper să vă placă, să nu vă plictisească ce fac eu într-o zi. Și tot așa, să rămâneți în continuare lângă mine, să continuați să vă abonați, pentru că mă face foarte, foarte fericită, cred că s-a văzut în vlogul trecut și vă mulțumesc foarte mult pentru mesaje. Am primit așa multe mesaje de la voi și vă mulțumesc din suflet. Nu știu, mă simt așa, v-am zis, mă simt așa un pic oplișită de emoții, dar sunt fericită și adică mă bucur foarte mult pentru lucrul ăsta, să nu credeți că am ceva în contra, Doamne ferește, asta îmi doresc foarte mult. Totuși, haideți să vă arăt cumpărăturile, pentru că am aici o plămiță. Nu știu dacă ați văzut plămițele astea, dar sunt peste tot.
Și am și eu. Am și eu și Aleșa Anastasia una. Le văd la toată lumea. Pe Instagram e plin de, e plin de grămițele astea, așa? Sunt drăguțe, nu prea țin ele. Dar drăguțe sunt drăguțe. Mă simt un pic congestionată, cred că simți și voi asta. Sper să nu răcesc. Vă arăt așa repede, trecem repede prin cumpărături. Mi se pare că s-a schimbat cutia la cafea, am eu impresia. O cutie de cafea espresso intenso. Nu știu, s-a schimbat, nu s-a schimbat, am impresia că da. Sunt amestecate pentru că eram singură la cumpărături și iar le-am băgat în plasă cum am nimerit. Nu e bine, dar stau foarte aproape de magazin. Porumb pentru salată, mie îmi place să mănânc și gol, nu știu dacă și voi o faceți. Porumb, vedeți ce vă ziceam, mai am aici o din asta de salfumăm pentru baie, pentru că toaleta mică, cât am fost plecați în România, s-a, cum se zice, s-a făcut crustă de cal, cred că se zice așa, și să încerc cu produsul ăsta să-l curăț, pentru că nu-mi place deloc. Am mai cumpărat pentru mobilă, un fel de pronto, dar este marca lor, de la Mercadona. Să ștergem mobile, am cumpărat și cârpe din astea noi. Le am pe undeva, o să vi le arăt. Aici am luat Anastasiei o sticlă din asta mare de iaurt de băut, pentru că am văzut că dimineața îi pun un păhărel cu un pai și bea. Și decât să pun două, trei din alea mici, care le bea într-un pahar, mai bine îi pun aici. Și o să fie mai ok. Am luat 00, acum văd, dar mai bine. Așa, am cumpărat-o din aceasta de brânzică, gen Philadelphia Light. Dischete de machiaj, din astea mari, folosesc eu așa, mi se pare că mă ajută mai mult. Am luat un Ardell, o să pun un pic în linte, eu ce să-i bag cât mai multe legume, pentru că ele toc foarte, foarte, foarte mărunt și nu prea-și dă seama. Pieptul de pui, v-am zis că am luat ca să fac la grill. Am luat din acesta certificat. Alimentat cu 50% de mălai. Țin să cred că este mai sănătos. V-am zis că este dublu la preț decât cel normal, adică sper să fie mai ok. Am luat două de năut pentru salată. Noi facem salată cu năut, cu tomon, cu roșii. Așa, mai este una. Dar nu aici. În cealaltă pungă trebuie să fie. Pentru sandvișuri, o țiplă așa din asta, o țiplă din asta, nu știu să vi le zic, dar mă rog, sărămioare din astea. Ăsta este pentru Anastasia, ăsta-l mănânc al meu. Mi-am mai luat o sticlă de lapte de avena, nu mi iese, dar vedeți, nu mi iese numele. Așa, 0% zahăr pentru cafea. Hârtie igienică, am luat, nu știu, 3-4, mai multe, le dau deoparte. Pentru salată mi-am luat un borcanaj din ăsta de sfeclă, așa, să-mi fac sălățică, mi-era poftă. Este așa, fâșii. Și lintele, care v-am zis că o să-i fac, o să-i fac decât un borcanaj, dar am luat două, să mai am în casă. Să nu stau mereu să cumpăr. V-am zis că mi-am luat din astea. Asta este pentru geamuri. O să le arunc pe cele vechi. Pentru geamuri, mă rog, folosesc și la televizor, eu la calculator. Și asta este pentru praf. Adică mi-am făcut pacul complet pentru a șterge praful. Am mai luat câteva din astea șervețele umede, să le mai am pentru... Am mai dat din când în când prin casă, una este pentru mobilă, pentru a curăța și a dezinfecta mobila, și una este pentru baie. Aici sunt 50 de bucăți și aici sunt 30. Așa, să mai dau... să prepasez un pic în fiecare zi baia și un pic de praf. Op, am o mică obsesie cu... curățenie. Aici mi-am luat un bulion din acesta, m-am uitat să fie cât mai bun pentru linte. Nu știu dacă o fie chiar așa de bun. Ton în ulei de măsline pentru că celălalt nu-mi place. În ulei de floarea soarelui sau în propriul lui suc. Mie nu-mi place. Îmi place asta cu măsline.
Din acesta de brânzică cotej, mă rog. Așa. Una din acesta Havarti tot light și Anastasia îi place foarte mult asta, brânzica asta. Am luat o margarină. Și asta este light. Mă rog, să mai am că mai fac piure sau așa. Pentru linte o să folosesc mini tachitos din aștia de hamon. Opa, vedeți? Să nu vedeți, da? Așa. Cât este mai mic, cu atât mai bine, pentru că mănâncă ea mai bine. Am luat aici banane. Celălalt borcan de năut. Două pungi din acestea cu 10 lipii integrale. Trei avocado. Niam, îmi plac foarte mult. Roșii, nu știu câte roșii am luat aici, așa niște roșii. Salată, am luat două diferite. Una așa cu, mă rog, nu știu să vă zic, una așa. Și mai am una așa, care mie asta îmi place foarte mult. Ceapă verde. Am aici o legătură de ceapă verde și aici mi-am luat ceară din asta pentru depilatul. Eu am aparat din ăla acela de a încălzi, pentru a încălzi ceara. Și mi-am cumpărat așa și mai am câteva lucrușoare aici. Niște iaurturi proteice cu vanilie. Niște iaurturi de căpșuni simple pentru Anastasiuca. Am mai luat un pure din acesta gata făcut cu dovlecel și morcov. Îi place și seara asta să-i dau când nu prea știu ce să-i fac. E ok, era îndemână. Un din acesta pentru aparatul. Din asta care miroase frumos, haine curate, acasă curată. Aici la intrare am un aparat în briză. Și apoi am luat ei. Nu sunt pentru copii, dar este un șampon pentru părul creț, Curl Perfect. Și o mască care nu se clătește, tot așa, pentru părul creț. Aici, la magazinul ăsta, nu avem foarte multă varietate pentru copii de păr, doar simplu, pentru a-l hidrata sau, mă rog. Și atunci m-am dus la adulți și am zis că atât din cât îi folosesc pentru corp, produsele ei speciale, pentru pielea topică și așa mai departe, mă gândesc că la păr nu o să fie problemă să folosesc asta, pentru că are părul ondulat, creț, și de multe ori stă în toate părțile, pentru că nu îi se așează frumos ondulorile, așa că o să încerc cu produsele astea. Și cam atât. Rămâne să le pun la loc, o să le punem imediat la loc și apoi o să ne apucăm împreună de linte, să-i facem lintele Anastasiei. Așa vă arăt și vouă, în caz de nu le faceți ca mine, pentru copilași sunt foarte bune, foarte sănătoase, v-am zis, și sunt foarte delicioase și cred că o să mănânc și eu tot linte astăzi, că mi-e poftă. Haideți că strâng și revenim imediat cu mâncărica. Foarte bine, mi-am pregătit aici ingredientele și o să vă arăt cum fac eu lintele pentru Anastasia. Mi-am pregătit acolo și oala, am mai ieșit fundul, mai trebuie să scot cuțitul și voi folosi următoarele. Voi pune acest ulei pentru că nu am alt ulei de măsline, am rămas fără, așa că o să pulverizez acesta, nu-i problemă. Și o voi căli puțin o ceapă micuță, este direct din grădină de la noi. Așa, o ceapă, voi pune 2 morcovei, un ardel. Morcovei o să-i dau pe răzătoare și ardeiul o să-i tai foarte mărunt. De obicei asta e frumoasă, adică se face, ori să pui morcovul așa între grădele, ori pe jumătate și bucățele. Dar v-am zis, pentru Anastasia, cu cât mai puțin se vede, cu atât mai bine, așa că o să-l dau pe răzătoare. Și ardeiul o să-l tai foarte mărunt. Le pun un pic la călit să se moaie, să zicem. Nu foarte, nu vrem să prăjesc aici. Și apoi pun acest hamon. Eu o să, nu știu dacă să le pun pe amândouă sau una, voi vedea. Poate dacă pun decât un borcanaj, o să pun doar unul, ca să aibă așa un pic de cărniță și să-i dea gust. Călim puțin totul. Apoi adăugăm pasta aceasta de tomate. Lăsăm un pic așa să se facă un pic de sosuleț
Și apoi nimic, venim cu lintele. A, de fapt, stați că am sărit pasul cu cartofiorii. Lăsăm așa să se facă un pic pasta de tomate și apoi vin și tai cartofiorii cu bulețe, destul de micuțe pentru că este pentru ea, repet. Așa, pun în acel sos, apoi vin cu lintele, le spăl foarte bine și le adaug aici, apă cât să cuprindă și lăsăm la fier, nu știu, să zicem jumătate de oră, pentru că astea sunt deja fierte, adică nu prefierte, să mă rog cum se zice. Și n-are nevoie de mult timp decât să ia gust. Așa, și atât. La sfârșit, un pic de sare, pun și foarte mult, foarte mult, nu, foarte puțin piper și atât, este ușor. Și, da, cred că nu am nimic, nimic, așa că haide să facem și dacă mi-amintesc ceva sau ceva am greșit, vă spun pe parcurs. Parcă mi-este greu să spun așa rețeta aici în față, parcă nici nu mai știu, dar cred că m-ați înțeles voi. Bine, dragilor, și acum ca să fim productivi, cât timp am aici toate legumele și am pus și sosul, mă rog, și hamonul, cât să se facă sosul așa bine până să adaug cartofiorii și apa și lintele, o să ne apucăm de pui. O să-l fac la cuptor și am aceste două bucățele de piept de pui. Era ideal să fie 4-5, să le fac, o să le fac la cuptor și să profit de ocazie să fac mai multe. Nu nimic, facem aceste două. Mai întâi ce o să fac? O să le acopăr așa întregi, o să le acopăr cu hârtie de copt ca să pot să le bat un pic să devină puțin mai subțiri. Asta de ce? Pentru că atunci când le băgăm la cuptor, dacă ele sunt foarte subțiri pe margine și foarte groase la mijloc, nu vor fi făcute la fel, vă dați seama, o să fie mai crud la mijloc și eu nu-mi doresc asta. Și atunci o să le bat, cred că cu făcălețul sau cu ceva, ca să fie puțin mai uniforme. Iar apoi pregătim un sos. Aș fi avut nevoie de muștar, sos de soia, dar nu am nici una, nici alta. O să folosesc decât o să mă profit puțin de acest sos barbacoa, dar o să pun foarte puțin pentru că nu prea este ok, toate că este zero, dar rețeta nu era așa, dar în fine, o să pun așa. Pun și puțină zeamă de lămâie, o să pun 2-3 căței de usturoi care dau pe răzătoare, să fie așa foarte mărunt și apoi ingrediente ce vă place vouă, boia. Voi știți că eu am o grămadă de chestii, de ingrediente aici și am unele pentru pui. Așa nu am decât ăsta, dar folosim ăsta, nu nimic. Folosim acest condiment pentru pui și, mă rog, ce vă place vouă. Facem așa ca un sos și apoi condimentăm foarte bine pieptul de pui.
lăsăm puțin acoperit, eu nu o să las foarte mult că nu prea am timp, dar ar fi ideal să stea cam o oră. Și apoi pe acolo la cuptor la 200 de grade, cam 25-30 de minute, depinde de fiecare cuptor. Așa că o să fac și asta acum, nu cred că vă mai arăt, dar dacă vă interesează rețeta mai pas cu pas și să aveți toate ingredientele, lăsați în comentarii și o să ne ocupăm noi și de asta într-un vlog următor. Așa că continui, v-am zis, cât las un pic aici să se facă sosul ăsta, pregătim puiul. Gata. Eu am adăugat mai multă apă pentru că Anastasia îi place așa mai zemoasă. Nu-i place să fie prea uscată, dar voi adăugați apă, depinde cum, de cum vă place consistența. Și așa arată. Mâncărica, una din mâncăricile preferate a Anastasiei. Vedeți, are aici de toate. Și acum lăsăm, am zis, cam jumătate de oră la fiert. Revin puțin aici la voi, doar să vă arăt cum a rămas. Acestea sunt lintele. Mi s-a prins un pic. Vedeți un pic, are câteva bucățele așa. Lintele cu cartofiori, cu hamon, mă rog, cu legume. Și aici este mâncarea la al meu. Este un piept de pui. V-am arătat vouă cum... Sau nu m-am mai arătat. V-am zis cum o să-l fac și am probat un pic și este efectiv delicios. Este foarte fraged, foarte bine făcut. Diseară celălalt piept de pui va urma să fie pregătit cu salată. Miam-miam, cu pui, cu salată, cu avocado. Abia aștept și pentru mine și pentru fată. O să mănânc și o linte, cum era poftă. Astăzi mănânc și o farfurie așa de linte, fără pâinică, mă rog. Miam-miam-miam, poftă bună. Dar la tot, o să știți că arată foarte bine. Și delicios. Salvarea mea este că a venit al meu acasă și l-am trimis pe el după fată, pentru că deja era ora să plec după ea. Și abia ce am pus mâncărică în farfurie, pentru că m-am luat, ați văzut, cu spălatul vaselor, am dat un pic cu mătura pe jos. Am strâns un pic în salon repede și deja se făcuse ora și zic, of, trebuie să mă pregătesc să plec, dar a ajuns el și l-am trimis pe el după ea. Sunt așa un pic, aveam un plan să fac un pic de curățenie, să încep să fac mâncar băile și nu am apucat. Efectiv, trece timpul foarte repede și, na, să faci și mâncare și toate alea și să strângi și am făcut și cumpărăturile și parcă mi s-a... Uf, mi-am pus mâncare aici. Mi-a rămas timpul scurt, dar nu-i nimica. Vedem ce apucăm să facem după amiaza asta, dacă facem ceva bine, dacă nu mâine, că nu am de făcut nici cumpărături, decât să merg până la școala de engleză, pentru că vreau să înceapă Anastasia să facă engleză, cursul de engleză. Se începe în octombrie și trebuie să-mi confirme mâine dacă mai au loc, pentru că eu așteptam să ni se spună de la școală că au început înscrierile și de fapt ele deja începuseră și nu știu dacă mai am loc liber pentru Anastasia, mă rog să da, pentru că îmi doresc foarte mult să fac engleză. Și mâine de dimineață merg acolo un pic și apoi, cum nu mai am de făcut cumpărături și nimic, venim acasă și ne apucăm de curățenie, pentru că joi încep muncă, mai să văd că am câteva case, dar cea care este fixă în fiecare zi, nu am început-o, încă încep joi. Așa, o să fac curățenie într-o casă, zilnic.
E perfect, adică pentru mine e mai bine așa decât să am, cum avem jobul acel la magazin, pentru că eram ba de dimineață, ba după amiază, stăteam fără fată, eram, acum las fata la grădiniță, mă duc la muncă, fac un pic de treabă, mă întorc, am pis și să fac repede mâncare, apoi o iau și sunt cu ea. Și decât câteva zile, poate o zi la săptămână sau așa, o să fi plecată după amiaza sau două, dar depinde cum am câte o casă așa în afară, dar în rest este perfect. O să fiu și acasă și o să fiu și cu ea. Dar vă ziceam de timp, că m-am enervat că nu m-am apucat să le fac, dar nu e nimic. Diseară cred că o să ieșim și în parc, pentru că și asta face parte din rutina noastră. Și aseară am fost un pic, chiar dacă am venit de la muncă, că am fost la muncă și am venit la 7:30, tot am ieșit cu ea până la 8:30, cred, ceva de genul. Că ne-a și tot am eu cu cine, am mâncat și am ieșit în parc, așa că sigur o să ieșim și astăzi și poate o să vă iau și pe voi cu noi. Cam atât, dragi, mă duc să termin de pregătit masa, mâncăm și să văd un pic ce face fata, cum a fost la grădini și așa, o pun la nani și ne revedem mai apoi. Rutina de seară m-am gândit să vă arăt rutina mea pentru față de seară, mă rog, și de zi și de seară. O să vă prezint ce fac eu pentru că nu am mai apucat să filmez. Este muy ricos para personas chicas. O le se la agobio. Asta zi pentru tău para chicas grandes. Da. Dar vrei să vorbești românește? Nu. Hai cum vrei să vorbești românește, că aici lumea vorbește românește. Ne urmăresc persoane din România. Mira, dragii mei. Mira, dragii mei. Deci când am deschis aici mereu este camera, este bine că este mult bunit. Da, așa. E din scă. Și am lacrimează ochi dintr-o dată. Uf, sunt obosită. Cred că sunt obosită. Oh, mă scuzați. Ai. Da, Anastasia a luat pe telefon acolo ca să pot să filmez încă ceva pentru voi, pentru că deja este 10. Este ora deja, trebuia să doarmă, dar s-a făcut un pic târziu. Până i-am făcut ei baie, până mi-am făcut mie, până i-am uscat părul, până una alta, mă rog. Ce vă ziceam, am ieșit în parc și aveam de gând să vă iau cu mine cam pe tot parcursul zilei, dar nu am mai apucat, pentru că cât a dormit ea, am profitat eu și am băgat mașina la spălat, l-am întins, am băut o cafea liniștită, adică am profitat de timpul ăla cât a dormit ea, am stat așa un pic liniștită. Apoi când s-a trezit, am plecat direct în parc și cum au venit mai mulți copilași, așa, nu am mai putut să mai filmez nimic, pentru că nu îmi permis să filmez, vă dați seama, copilașii, cu toate că îi cunoșteam și sunt prieteni și așa, am preferat să nu filmez nimic. Și apoi am venit acasă, direct baie, am mâncat și v-am zis, am continuat-o cu baia și m-am gândit să vă arăt produsele care le folosesc pentru ten, pentru față, seara. Și adică sunt și dimineața și seara, doar că se schimbă puțin între ele. Stați să vă arăt ca să vă zic și în același timp o să și fac. Sunt de la Epoda. Nu știu, este, am eu o colaborare pe Instagram pentru ei, dar o să vă las și aici în descriere link-ul către produse. Sunt niște produse coreane. Eu le probez de ceva timp și m-am obișnuit dimineața și seara cu ele. Îmi plac foarte mult. Am venit cu probleme mari din România de ten, nu știu, schimbarea apei, schimbarea climei, nu știu. Dar m-am umplut de coșuri pe față, mai ales în partea asta de aici. Și încă mă lupt puțin cu ele și chiar mă ajută. Aceste produse vin marcate cu numere, poți să iei ori un pachet întreg, ori să-ți faci tu propriul tău pachet. Eu deja încep cu numărul 3, deci 1 și 2 l-am sărit, dar ar fi produse pentru curățarea tenului, care eu deja le am pe mele și nu mi-am mai luat și astea, am decât și produse. Și asta este un format așa, spray. Și așa de bine lasă fața, este cu acid hialuronic, cu lavandă, mă rog. Și este pentru hidratare, revitalizare, relaxare, aici scrie toate astea de aici.
Nu cred că o prinde pe Anastasia. Așa, și mă dau mai întâi cu acest spray, așa. Aștept să intre bine în piele, bine mai ajut un pic, taponez așa un pic, pentru că nu vreau să stau foarte mult timp. Mă scuzați, pe acolo am un încărcător, sticle de apă, mă rog. Continuăm, am acest ser. Așa, îi apare fățuca ei. Pe acest scrie numărul 4 și este, vedeți? Scrie aici, good morning și good night. Adică pentru zi, pentru dimineață și pentru seară. Iar acesta, mă rog, stați. Un gel exfoliant, gel, strânge porii. Nu prea înțeleg exact tot ce zice, dar este ca un fel de peeling serum. Și aplici cam de două ori, cel puțin eu pe tenul meu mi aplic așa. Puțin într-o parte și puțin în cealaltă parte. Și masez. Mi-aplic așa un pic peste tot. Probabil știți că de aici de la bărbie trebuie să ridici mereu în sus, la fel și aici în zona ochilor. Așa și pe gât. Mișcări așa în sus. Așa, ca să coborăm. Să întindem foarte bine, nu să coborăm pielea, să întindem foarte bine. Ce, mami? Pielea în sus. Cel puțin eu așa îmi fac mereu. Mai taponez așa un pic. Iar apoi, vă ziceam că am... Sunt două produse diferite și aceasta este crema, dar este de Midnight Magic, adică pentru seară, și de Dai, adică pentru noapte și pentru zi. Cea de pentru noapte este cu lavandă, mă rog, este o mască pentru somn, hidratează și actuează pe tot parcursul nopții. Iar apoi cea de zi, cu apă de trandafir, cu niacinamidă, fără ulei, mă rog, purifichează, hidratează și am una pentru noapte și una pentru zi. V-am zis, acesta fiind deja pasul 5, deci tot așa aplic o pompiță aici și o pompiță aici și cam atât, nu aplic foarte multă cantitate. Asta se simte foarte mult apa de lavandă și tot așa aceleași mișcări. Dați un pic să aplic un pic peste tot. V-am zis, eu o să vă las în căsuța cu descriere link către produse, pentru că cred că am un cod, nu mai sunt sigură, dar dacă intrați direct în acel link, se activează singur. Am făcut o pauză și mi-am pus diadema Anastasiei, pentru că am zis, am părul foarte gras și după ce mi-am dat atâta chestii pe față, măcar mâine, prima, a doua, a treia oră din zi să l-am curat, că după aia acum trebuie să mi-l prind că... Mi se îngreașă foarte mult. Așa, astea sunt produsele și apoi ultimul produs și ultimul pas, cred. Nu scrie numărul 6, da? Este protecție solară. Protecție solară și hidratant. Vă dați seama că nu o să mi-l dau acum. SPF 30. Și ce citesc aici este că acest SPF îl poți aplica de mai multe ori pe zi. Deci, logic, este din sticlă. Adică să știți că toate produsele sunt sticlă, vedeți? Așa, și asta este rutina mea, nu știu, de vreo două săptămâni, să zicem așa, de seară și de dimineață. O folosesc mereu și mă împac foarte bine cu ea. Sunt foarte multe produse și eu nu mă așteptam la pielea mea grasă să folosesc atât, dar efectiv intră în piele și îți lasă pielea, mă rog, strălucitoare, hidratată, luminoasă, dar nu o simți încărcată. Ok, dragii mei, ce am vrut să fac astăzi și ce am făcut? Am pornit că vreau să fac un vlog de curățenie, mă rog, cu paralel cu un daily, dar cel de curățenie nu mi-a ieșit. Mă, ești bine? Dar nu-i bai, o să mă pun în par, o să încerc să editez un pic din vlog și cam atât pe astăzi. Așa că, apropo, dacă aveți vreo întrebare pentru mine, poate o să fac curând un... vlog cu întrebări și răspunsuri, Q&A. Este Marita. Și? Ia un pic de apă. Medicina. Lăsați-mi în căsuța cu descrieri întrebările voastre și poate va urma curând un
vlog de genul, Anastasia. Așa că, dragii mei, vă mulțumesc pentru vizionare. Vă pupăm, vă îmbrățișăm și ne vedem cu mult drag în vlogul următor. Cere pastile. Pa, pa!